De ce v-ați bătut? Nu știu. Ce s-a întâmplat? De ce v-ați luat la bătaie? A avut un conflict doi copii. Noi am venit la casa doamnei și au tăbărât pe noi. Cu ce aveau? Ce erau? Ce erau înarmați? Popoare, nu știu ce aveau. Și voi n-ați dat cu nimic? Noi nu. Pistol? Nu, noi am fugit în primărie. Pistol avea cineva? Nu, n-am văzut pe nimeni. Erau cartușe pe aici pe jos. N-am văzut pe nimeni. Am intrat în sediul primării, m-a rugat domnul primar să solicităm poliție. Dar n-ai auzit focuri de arme? Absolut nimic. Voi n-ați dat? Eram în sediul primăriei. Și voi nu i-ați lovit, au dat doar ei. Ei au venit și au parcat mașinile acolo. Câți erau? Nu pot să dau, cred că era peste 20 de persoane. Dar de la ce a plecat seara asta pe picioare? Ei s-au certat doi copii. Unul dintr-o parte și altul dintr-o parte, din tabere diferite. Păi voi fiecare aveți o variantă, că alte femei de la tine din grup ziceau că aveți o fată măritată la ei și nu face copii. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și copiii aia care s-au certat câți ani au? Cum, cred că aveau în jur de 20 de ani, peste 20 de ani.